Salutare, oameni buni, salutare, sunt Andru, bine ați venit la Chasing Bets. Biletul de joi a fost unul câștigător, biletul pe care jucase în Valencia, Sociedad de 1-3, Leeds și 2-5 la Bran. A fost un bilet cu cotă 2,7, deci avem un win, suntem pe plus luna aceasta. Avem astăzi așa, avem Stuttgart, o să joc meciurile din Germania, foarte tare, ultima partidă, ultima etapă. Avem așa, la Stuttgart cu... Mönchengladbach, Stuttgart, una dintre cele mai puternice echipe pe locul 3, încă poate să obțină locul 2, are 72 de goluri marcate, o medie de 2,5 goluri marcate pe meci acasă, iar Mönchengladbach este una dintre cele mai slabe echipe defensive, 63 de goluri primite în 33 de etape, au și marcat 54 de goluri. Deci o echipă și ofensivă cu un stil de joc deschis, cred că Stuttgart nu are cum să rateze victoria. Gyurasi, atacantul lor, este al doilea cel mai bun marcator și are șanse să bată record, să-și bată, să mai adune niște goluri la recordul său de goluri. O să joc cu unul solist pe Stuttgart la 1.25. Apoi Hoffenheim cu Bayern München, este clar un meci super ofensiv, Bayern München echipă extrem de puternică, ultima etapă va fi spectacol, am jucat gol în prima repriză și peste 2,5 în meci, total gol în prima repriză și peste 2,5 în meci, deci peste 0 în prima și peste 2,5 în meci, 1.30 cotă. Lângă pariu cu Stuttgart și mai joc din Italia, Lecce cu Atalanta. Atalanta o echipă fantastică, este pe locul 5, loc de Champions League, au bătut-o pe Roma etapa trecută, e adevărat că mai mult acasă joacă bine, dar acum întâlnește pe Lecce care e pe locul 13, nu are griji de retrogradare și cred că a primit 52 de goluri. Eu zic Atalanta marchează astăzi, am jucat Atalanta marchează la cotă de 1.18, ca să mai creștem un pic, să ne ducem un pic aproape de 3 cu biletul meu. De asemenea, în România voi mai juca la CFR Cluj cu Farul Constanța, un meci care va aduce clar, va aduce foarte multe atacuri din partea CFR-ului. CFR caută să obțină locul 2, să încheie pe locul 2, este pe 2 acum. Atenție, Farul i-a bătut în tur 5-1, deci au și o revanșă pentru scorul acela umilitor. Dar atunci a fost și un pic de șansă, jucătorii Farului au prins niște șuturi fenomenale. Farul de atunci a mai și pierdut meciul, a pierdut cu FCSB 1-2, a pierdut 1-4 cu Sepsi și apoi 3-3 cu Craiova. Deci vedeți ce meciuri slabe, înainte bătuse pe CFR 5-1. Deci o echipă oscilantă care are și probleme defensive. CFR Cluj, eu zic că va ataca cu toate forțele, nu va sta la un egal, chiar dacă și un egal cred că le aduce calificarea de pe, le aduce locul 2, indiferent ce face Craiova. Dar eu am știut să joc spre goluri CFR Cluj și am jucat CFR că marchează 2 goluri. Cred că echipa lor poate să câștige și nu cred că vor câștiga la 1-0, vor da mai multe, peste 1,5 goluri CFR la 1.60. Astfel biletul meu are cotă 3.06, avem 1 Stuttgart Hoffenheim cu Bayern peste 0 în prima și peste 2,5 meci, Atalanta marchează și... pariul pe CFR să marcheze peste 1,5 goluri. Cotă 3.06, o să joc 10 unități pe ea și un pariu combinat o să mai joc la meciul dintre meciul CFR-ului, o să joc pe marcator, pe Otele marchează cotă 2.75 și o să joc și la Stuttgart cu Gladbach pe Gyurasi marchează. Din aceste două o să facem o cotă 3.55, o să joc doar 4 unități pe acest bilet, o miză mai mică, da? Astea sunt ponturile mele, biletul acesta de cotă 3.55 cu 4 unități și biletul primul cu 10 unități la cotă de 3 în cap. Astea sunt ponturile, mersi de atenție, dacă jucați și voi să avem baftă și nu uitați să lăsați un like dacă apreciați sfaturile și analizele mele. Mersi de atenție, ne auzim data viitoare.